Așa au reacționat copiii din Galați la primul lor film în format 3D. Ocazia a fost oferită de inaugurarea primului cinematograf 3D din oraș, unde gălățenii au ocazia să urmărească cele mai bune filme, într-o sală de cinema complet digitalizată. Este vorba de cinema Profesor Ioan Manole, care a fost inaugurat vineri în prezența a numeroase personalități publice locale. Omul de afaceri buzoian Adrian Neagule explica celor prezenți la eveniment motivul pentru care a ales să investească într-un cinematograf modern în municipiul Galați. Vă spun că cinematograful, în același moment când sunt premiere în toată țara, aceleași premieri vor fi și aici. Adică nu va fi o diferență între Brăila și Galați, că aici este mare discuție. Deci, ce vreau să vă spun este cadoul care continuă zilele orașului, este cadoul care l-am pregătit împreună cu administrația și cu domnul Manole, este cadoul nostru de Sfântul Nicolae către voi. Noul cinematograf funcționează în incinta Casei de Cultura Sindicatelor Galați, Profesor Ioan Manole, al cărei director este chiar fiul celui ce dă numele instituției. Tehnologia implementată în această sală este de ultimă generație, pe un ecran de ultimă generație, sunetul la fel, și eu cred că veți beneficia de o proiecție și imagini de neuitat. Primarul orașului Galați, Marius Stan, consideră că gălățenii merită un cinematograf la cele mai înalte standarde chiar în orașul lor. În sfârșit, o dorință atât de mare pentru Galați, aceea de a avea un cinematograf 3D cu filme în premieră, ca peste tot în țară, a luat naștere și la Galați. Mă bucur că în sfârșit drumurile și banii pentru rolineta, pentru deplasare la Brăila, vor fi în buzunarul părinților voștri. Mă bucur enorm de mult pentru că avem cu adevărat un cinematograf ultramodern care este conectat la ultimele apariții. Gălățenii s-au arătat foarte încântați de deschiderea primului cinematograf 3D, unde pot vedea în cele mai bune condiții ultimele producții. Era foarte mare nevoie. Ați văzut reacțiile copiilor, cât de bucuroși, cât de încântați au fost? Și cu siguranță vor mai veni. Spuneți-ne dacă vă bucurați de acest cinematograf. Pentru nepoți. Să-i aducem, să le facem o bucurie de Moș Nicolae. Dar înainte, dacă voiau să vadă un desen, un film, unde mergem? La televizor, nu. În altă parte n-am fost. Te bucur că există în orașul tău un cinematograf acum? Da. Da? Unde mergeai la film? La Brăila. Și e mai departe Brăila. Acum, de câte ori vrei să vezi un film? Da. Mirafil. Ca alternativă, așa, ce soluții găseați? Unde mergeați? Dacă voi ați urmăriți un film, unde mergeați? La Mall la Brăila. Și chiar mi se pare o idee foarte bună. Noua sală de cinematograf din Galați dispune de o capacitate de 500 de locuri. În cazul adulților, la filmele în format 3D, prețul unui bilet este de 20 de lei, iar pentru filmele în format 2D, 15 lei. În cazul copiilor, un bilet pentru filmele 3D costă 10 lei și 5 lei pentru filmele în varianta 2D.